Prieteni, astăzi am luat o decizie super impulsivă. De fapt, am luat acum vreo două seri, stăteam pe canapea cu Andrei și m-am gândit eu dintr-o dată, oare să-mi fac părul roșu? Așa că astăzi mi-am făcut părul roșu, cum puteți observa. E așa că este foarte frumos, așa este. Iar acum o să mergem și o să luăm reacțiile tuturor prietenilor mei, adică cei trei. Alții n-am. Și o să vedem dacă le place și lor la fel de mult ca și mie. Mie deja mi-a trimis poză pe WhatsApp pe Ana de la salon, dar mi se pare că arată foarte bine, adică. Chiar ți pare? Chiar mi se pare că arată foarte bine, mi se pare drăguț. Mie mi se pare că am exact aceeași culoare ca scaunele de la mașina mea. Da. Deci Ivana e în ton cu mașina ei. Uitați-vă, da, adică vă rog frumos. Volan roșu, da. Acoperiș roșu, mașina roșie, părul roșu. Eu am fost și blondă, am fost și șatenă, am avut și părul mov și acum sunt și roșcată. Deci practic le-ai avut pe toate, deci n-ai nevoie să încerci cu alte fete. Șahmat, șahmat, gata băieți, salut, happy life, happy wife, știți cum e, de fapt era invers, dar mă rog, ați înțeles voi punctul de vedere, da? Dar și dacă vă pipisiți, o trimiteți pe iubita voastră la salon, da? Și ați rezolvat, da? Că altfel belea mare. Tate, nu te cred! What the fuck? What the fuck? E real așa ceva. Mai ne trebuie o spioancă și suntem compleți. Și că am pierdut fiecare cât îmi pariu. Cât de fain arată. E permanent? Da. Pă bune? Nu, stă frumos. Pe lângă că, da, stă frumos. Sper că arăți la fel, dar culoarea e foarte frumoasă. Chiar? Textura ta așa, nu știu. Te-ai vopsit tot părul sau ai făcut ca atunci la blond? Tot părul. Dar mai pare... Păi aveam vârfurile blonde și în partea de sus e mai închis și în partea de jos e mai deschis. Că jos e pe blond și sus e pe șaten. Jos e... Ei, fiți aici. Ia, vreau să văd cum ți-ar sta ție. N-ar sta bine, nu? Ai putea să te faci la fel ca să fii magic. Să zică lumea din nou că de bine semănăm. Că acum parcă nu mai semănăm. Acum clar nu mai semănăm. Cred că o să le fie rușine oamenilor să iasă cu noi acum la restaurant sau undeva. Dar gen împreună toți. Da, da, da. Tu așa, eu așa, mă dă cu părul alb. Era shady când era vopsit, mă știi. Da, full. Mădrin și Linca au venit acum la noi și o să le arătăm și noi la noastră tunsoare. Bă, roșcatul ăsta nu l-ai mai avut. Wow, și tu te-ai făcut! Eu am ajutat cu 3 zile, stai! Wow! Și care e următorul? Eu, alb full. Da, 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 da. Bă, fix eu astăzi vorbeam full. Cu zbâr. Nu, eu alb full. Cum ar fi să ne vopsim toți, să ieșim toți în oraș, să fim aia dubioși. Da, ce tare, și o să fii girească așa fain. Ce-ți place, rău. Și ție-ți stă bine rău și antena. Deci, a, nu, ție-ți stă bine! Acum când ieșim în oraș, zici că suntem tineri titani, să-mi bag picioarele. Și eu, și eu? Eu sunt NPC-ul. What the fuck, ce bine stai, încă și atent, nu pot să cred. Eu credeam că atunci când ai zis că te-ai vopsit roșcată, e roșcatul ăla tău ce, pe care l-ai mai făcut, dar nu ăsta. Da. Zici că ești de reclamele alea, de la nu mai știu ce. Da, sunteți cu mașina, frate, da, sunteți cu mașina. Trebuie să te îmbraci full roșu să faci poză. Am făcut o poză, dar era, n-am haine roșii, trebuie să-mi iau haine roșii. Îți luam, bruj roșu tot. Nu știu ce. Mamă, dar deci ce stă bine rău. E roze, e roze. Mi-i schimbarea de lucru. Trebuie să se vopsească și Deni acum, dar lasă că ia lolo cu Mădălin. Gambi trebuie. Câte like-uri la vlogul ăsta să te vopsești? 10.000. 2.000. 8.000 de like-uri, 8.000 de like-uri și-și face, șuvițe. Nu multe. Du-te, mă, de aici. Ha, mă! Mădălin, tu când te faci alb full? Cât de curând. Vreau să văd cum o să arate. Și dacă nu-mi place, mă fac mov. Sau văd eu, fac ceva nebunii vara asta. Cred că Irinca ar fi foarte încântată. Ia uite ce încântată e. Nu. Am ajuns acasă la Robi și Saic și o să le arăt și lor noul meu păr să vedem ce părere să aibă. Surpriză! Nu așteptam în viața aia să fie roșcată. Mi-a scris Ioana, vrei să reacționez la părul meu și am zis da, de ce nu? Gen, mă gândeam că s-a tuns un pic niște șuvițe blonde, dar nu mă așteptam și stă bine rău. Mă, ce te-ai făcut, mă, în cap? M-am făcut roșcată. E perucă? Nu! Tare! Păi de că nu v-am mai văzut! Cum adică să fie perucă? Nu e o perucă! Au! Mă, e tare, dar e tare, îmi place care o tentă așa maro. E tare. Cum să ai o tentă maro? Ești fraier, nu vezi cum se vede aici? E, nu e chiar roșu-roșu. E tare. Just cycling. Bă, astea sunt... Nu, așa ne merge, nu? Astea sunt toate cuvintele pe care le știm, gen, și să zicem doar e tare și e tare. Deci mă place. Dar n-ai mai pus o dată așa? Nu. Da. Ce culoare ai pus? Albastru? Mov. A, eram pe aproape. Până aveți să păstrez... Ai blugi mișto. Ești îmbrăcată ca o mumică din anii 90. Întrebarea este dacă să rămân cu culoarea asta de păr sau nu. Poți o dai jos? Să-i tu de cheală, gen. Nu, nu, e tare. Da, rămâi așa. Da, rămâi așa, să-ți pice părul mai bine.
Acum urmează să-i luăm și reacția lui Kitsu, care trebuie să vină la noi. El mă vede în fiecare zi, deci probabil o să fie foarte șocat dacă o să mă vadă așa. Wow! Interesant, da, îmi place. Chiar merge o schimbare. Da, vreau să vă spun că Kitsu nu este un om foarte expresiv, deci da, asta e tot ce poate. Eu mă bucur în sufletul meu, adică nu exteregez. Da, da, e tare, îmi place. Este bucur pentru mine, dar da, îți place. Da. Mamă, dar ce schimbare, nu să te pupăcesc. Îmi place mult. Uite, avem acum blonde și roșcate în cartier. Wow, e mult mai bine, să știi. Ai avut mult curaj. Te-ai obișnuit cu ea? Da, mi-mi place mult, nu știu. Acum am întrebat dacă să rămân cu culoarea asta sau să revin la cealaltă culoare. Da. Nu neapărat deschis. Încearcă pe asta să vedem cum va fi vara la da. Tenul tău, știi? Sunt foarte curioasă. Să știi că eu apreciez foarte mult fetele care îndrăznesc să mai schimbe așa cât o culoare. Efectiv, până la urmă ce se întâmplă? Că părul se vopsește, crește, se taie, nu e problemă. Spai, e corect. Îmi place mult de tot. Mersi mult! Cam ai grijă mai mare dacă...